Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un nou incident violent, mortal, care implică traficul de droguri și probabil și consumul de droguri din țara noastră. Ați auzit la știri, cred, despre accidentul de motocicletă de duminică dimineață, la 6 dimineața în satul mare, în urma căruia un tânăr de 20 de ani și iubita lui de 18 ani au murit când motocicleta pe care se aflau a intrat cu viteză mare într-o mașină care oprise la o trecere de pietoni. Băiatul a murit pe loc. Fata a murit ulterior la spital. Poliția a anunțat ieri după amiază, la un moment dat, că în rucsacul băiatului a fost găsită o cantitate foarte mare de droguri. Metamfetamine și cannabis, mult mai mult decât ar fi fost justificat, să zicem, pentru consum propriu. Așa că acum există suspiciunea că unul dintre cei doi tineri, dacă nu chiar amândoi, ar fi fost implicați în trafic de droguri. Curierat sau ceva, mă rog, investigațiile continuă. Oricum, vara asta a fost o serie teribilă de accidente, morți, arestări legate de consumul și traficul de droguri. Până în urmă cu mai mulți ani, țara noastră era, de fapt, doar un spațiu de tranzit cu consum accidental sau restrâns în anumite zone marginale. Asta pare să nu mai fie valabil. Aparent se întâmplă în sfârșit ce au avertizat de mulți specialiștii că se va întâmpla. De ani de zile sunt avertizmente, strigăte în sensul ăsta, și anume că fără politici inteligente și moderne de combatere a fenomenului, sau măcar clare, serioase, eficiente, consumul de droguri din România se va extinde până va deveni o problemă socială și economică semnificativă. Și aparent asta s-a întâmplat. Ieri președintele Iohannis a anunțat că tema consumului de droguri în rândul tinerilor va fi discutată în următoarea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, adică problema a devenit atât de mare încât e o chestiune de siguranță națională. Asta este mesajul acestui anunț și al acestui eveniment, discuția în CSAT. În CSAT se examinează probleme și se coagulează politici de siguranță națională. Nu se discută altceva acolo. Pe de-o parte, e bine că, în sfârșit, problema e luată în serios, dar, pe de altă parte, nu pot să nu mă întreb de ce autoritățile au lăsat lucrurile să se degradeze într-un asemenea hal înainte să reacționeze. Adică e întotdeauna mai ușor să previi decât să tratezi. Pe așa se întâmplă în orice domeniu, nu? De la colectiv și până la tragedia asta de ultimă oră cu GPL-ul și cu drogurile și cu tot. Până nu se întâmplă ceva major, acum da, s-au adunat prea multe și de-aia bubuit. Bun, dar asta... Problema cu drogurile, că ai spus mai devreme că era consum accidental la noi. Problema a luat amploare de când au existat acele magazine care vindeau așa numitele droguri legale, care sunt și cele mai periculoase. Etnobotanice. Etnobotanicele. Ele au fost desființate, că statul s-a prins atunci, la un moment dat, că lucrurile scapă de sub control și că alea nu sunt atât de puțin nocive cum se credea inițial. Numai că cei care au început să consume atunci aceste substanțe, le consumă în continuare, nu știu de unde le procură, sunt foarte ieftine și alea sunt până la urmă cele mai nocive dintre droguri. La noi se vorbește foarte mult în ultima vreme despre marihuana și metamfetamine, care nu știu unde au reapărut, dar despre astea se vorbește foarte puțin, despre așa numitele legale, oricum o titulatură. Nu sunt legale, nu e nici consumul de stupefiante, nu e legal în România. Nu, evident, deloc, nu, dar așa se numesc aceste droguri generic. Nu știu cine numește. Ideea este că, spre deosebire de marihuana, metamfetamină, heroină și substanțele stupefiante cunoscute, astea sunt într-o zonă în care detectarea este mult mai dificilă. Da. Dar efectele lor sunt mult mai nocive uneori așa decât este la astea. Adică așa am văzut pe stradă, pe la mine, de ăștia care urlă, sparg lucruri, adică o iau razna complet. Și este unii specialiști spun că fuga spre astfel de substanțe este unul dintre rezultatele politicii de toleranță zero, pentru că cei care se droghează, dependenții, încercând să nu fie detectați, se duc către substanțe care sunt mult mai greu detectabile. Cannabisul, metamfetamina, heroina și așa mai departe, cocaina, sunt ușor detectabile pe stradă, aproape printr-un drug test. Celelalte substanțe sunt mult mai dificil de detectat. Da. Specialiștii spun că ăsta este unul dintre rezultatele politicii de toleranță zero. Mă rog. Dar cum spuneam, e întotdeauna mai ușor să previi decât să tratezi și era mult mai bine, zic eu, ca guvernele să fie ascultat avertismentele specialiștilor din domeniu, care țipă de ani de zile că situația se agravează. Acum va fi mult mai greu de pus sub control acest fenomen. Iar aici, din nou, ar trebui ca legislatorii, dacă tot
se apucă de treabă, că asta înseamnă ședință CSAT, o să urmeze niște mesaje și așa mai departe, hai să facem ceva. Ar trebui ca legislativul să asculte specialiștii din domeniu și să examineze atent, fără fanfaronadă politicianistă și fără demagogie, să înțeleagă ce au făcut alții înaintea noastră, că nu e România prima țară care se confruntă cu această problemă în creștere, cu flagelul consumului de droguri. Și nu doar să-i asculte, ci și să explice după aceea societății de ce iau o anumită măsură și de ce acea măsură este în principiu sau în teorie sau pe verificatele mai bune decât altele care vor fi, care ar putea fi luate. Deci în mare sunt două abordări posibile în acest în această problemă, abordări care au fost adoptate în diverse părți ale lumii. 1. Toleranță zero pentru orice fel de substanțe, orice fel de substanțe. Pedepse mari, înăsprirea controlului, atitudine fermă, pedepse exemplare și așa mai departe. Și 2. Legalizarea drogurilor ușoare, marihuana, de exemplu, recreative, sub un anumit control evident, ceea ce ar permite acest control mai bun asupra substanțelor comercializate, asupra conținutului lor și reducerea, se speră, reducerea traficului și consumului de droguri periculoase. Asta e modelul din care funcționează în Grecia și în Cehia la ora actuală. Și în multe state americane, la o parte, și în Amsterdam, unele țări Oland... din America de Sud. Nu, în sensul că în țările astea am constatat în Cehia și în Grecia că se comercializează marihuana și produse pe bază de marihuana, dar cu o doză limitată de o substanță, substanța halucinogenă, da, practic, din plantă, are o anumită gradație și e limitată, astfel încât să nu fie efecte majore. Bun, fiecare dintre aceste politici are, evident, dezavantaje și dezavantaje majore, dar asta trebuie abordată cumva. O să vă rog să alegeți azi între aceste două opțiuni. Cum spuneam, niciuna dintre ele nu este ideală, deocamdată nu există altă variantă, sau dacă există, să-mi spuneți. În plus, dacă aveți experiențe personale în acest sens, dacă ați văzut sau știți tineri care consumă droguri la școala copiilor sau că se întâmplă pe stradă, dacă ați încercat să anunțați autoritățile și ați avut o reacție, dacă aveți idee cât de amplu și grav e fenomenul, vă ascultăm. 0372069599 este numărul nostru de telefon și așteptăm și mesaje audio din partea voastră pe WhatsApp la 0728 3D1 3D2. E ceva ce nu înțeleg. Deci, de la începutul anului, a fost o știre zilele trecute, de la începutul anului au fost depistați în trafic 7500 de șoferi beți, adică conduceau sub influența alcoolului, 2500 de șoferi sub influența drogurilor. Deci o treime dintre șoferii prinși sub influența unor substanțe, psihotrope în principiu, erau și drogați. Și... drogați, da? Persoane care au consumat droguri. În condițiile în care alcool poți să cumperi, adică de la orice colț de stradă. În, da, România este una dintre țările în care consumul de alcool este cel mai puțin restricționat, se vinde, mă rog, teoretic nu se vinde minorilor, dar știm cum se întâmplă asta, mai ales în mediul rural. Deci în aceste condiții în care alcool se găsește peste tot, bere, vin, țuică, orice, totuși, numărul persoanelor drogate depistate în trafic este o treime în condițiile în care, totuși, drogurile sunt în continuare ilegale. Nu e înțeleg. Posibil ca drogurile să rămână și mai mult în organism decât alcoolul. Băi, și atunci chiar și așa. Cum se întâmplă? De, eu nu înțeleg de unde se adică cumpără. Tot... De unde iei drogurile astea? Nu... Bere poți să iei de oriunde. Cred că și la noi și la bufet. Nu sunt sigur, nu vreau să le bag în necaz pe fetele astea. Cred că și la noi la bufet aici găsești bere. Da. Dar droguri, bă, de unde le iau ăștia? Adică cum sunt peste tot așa? Nu înțeleg ce se întâmplă. Oricum a luat amploare fenomenul, asta e clar. Doi la mână, când te interesează subiectul, găsești. Adică de când eram eu în liceu se găseau droguri și atunci se găseau mult mai puțin decât acum. Dar ideea e că dacă voiai să găsești, le găseai și atunci, la sfârșitul anilor 90, început de anii 2000. Și trei la mână referitor la amploarea... Bine, hai să zicem, noi vrem să cumpărăm acum droguri. Da. Cum facem? De fapt, stai, hai să nu vorbim la radio despre asta. Eu nu înțeleg cum faci. Tu și întreb la colț de stradă. Găsești un coleg care fumează marihuana și pe care l-ai văzut odată într-un team building sau nu știu ce, dacă te pune, se pune problema, știi? Sau ai văzut la un prieten, sau știi că pe cineva ai văzut vreodată, sau ai auzit vreodată nu de cineva. Nu în România. N-ai auzit și n-ai văzut în viața ta? În România? În România? În România nu. Ok, am, hai să luăm telefoane. Miros, am simțit miros de iarbă pe stradă, în centru vechi, da. Adia vântul. Te duci atunci acolo.
Bă, da, serios, când adică... Când tu și la aia, fiți amabil. Uite, foarte pe scurt vă povestesc o întâmplare din... din aia, de, cam în jurul anilor 2000, eram redactor șef la un ziar, a venit un coleg și a spus, am înțeles că era atunci o criză de heroină pe piață, nu știu ce Dumnezeu li se întâmplase, habar n-aveam. Și erau multe incidente, da, ceva de genul ăsta. Și a zis, hai că mă duc să, uite, mă duc cu un fotograf, să facem un experiment, să cumpărăm droguri din regie. M-am opus, mi s-a părut ok și până la urmă am zis, băi, mă duc cu un polițist de la antidrog și facem asta. Bine, mă, așa, du-te și scrie cum... Fă un experiment de genul ăsta, fă un reportaj. Și s-a dus și omul de la care voia să cumpere droguri era și ăla tot polițist sub acoperire. Și ăștia doi au început să strige unul la celălalt culcat că te arestez, unul la celălalt. Da, da, da. Adică, mie mi-ar fi frică într-o țară în care este ilegal consumul de droguri să mă duc la un necunoscut și să-l întreb, ai ceva de vânzare? Adică de unde știu că ăla nu e un polițist sub acoperire? Da, Vlad, da, oamenii nu încep să cumpere droguri direct, droguri puternice, oamenii încep să cumpere de-astea, gen să zice marihuana. Da, și ăsta e ilegal. Și care e pedeapsa, știi? Este... Cum care e pedeapsa? E o amendă, este, nu este amendă, este pe infracțiune, este infracțiune, nu e amendă. Ultima că dată când dau... știu eu de cineva care a cumpărat din centru vechi acum vreo 4 nu este contravenție. O amendă penală. Păi amenda penală este infracțiune, înseamnă că îți fai cazier. Păi da, dar... Vrei cazier? Nu, dar pentru un puști care vrea să fumeze, să știi că nu e o sperietoare atât de mare o amendă penală, că el nu înțelege exact care sunt urmările unui dosar penal. Ne-a sunat Liviu, bună dimineața! Bună, salut, Liviu! Bună dimineața! Bună dimineața! Am și o întâmplare cu partea unui prieten din Brașov. Da. Care, din păcate, nu mai e printre noi. Te rog. A murit acum 4 ani. A fost cel mai șmecher, băiat. Nu te auzim. Dacă. Se întrerupe. Alo? Da, pierdut. Deci 0372069599. Spuneți-ne ce credeți. Care credeți că este politica... cea mai bună pentru România, ca să reducem consumul de droguri? Toleranță zero, pedepse mari, aspre, sau legalizarea drogurilor ușoare, cum ar fi marihuana, cu speranța că astfel nu va mai fugi lumea spre, sau nu vor mai fugi unii spre consumul de droguri tari, periculoase, heroină, cocaină și așa mai departe. 0372069599. Și dacă aveți experiențe personale. Uite că mai luăm un telefon acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Silviu, ești în direct. Bună dimineața! Salut, Silviu, te rog! Bună dimineața, domnilor! Da. Am 43 de ani. Da. Am copilărit în Dristor, mai exact Vitan, și pot să vă spun că niciodată nu au distrus drogurile din România. În unul după asta au luat o amploare mult mai mare decât era înainte și se vede clar asta. Da, asta e problema. Da, da, dar drogurile niciodată nu au dispărut. Eu vă spun că am copilărit în Vitan, cum mai devreme. Efectiv, veneau la mine la ușă și îmi cereau apă pentru că amețeau, cădeau jos. Am înțeles. Aveam ușa deschisă, nu intrau în casă niciodată pentru că îi știam pe toți, dar se vraji după aceea era îngrozitor. Bun, și care ar fi cea mai bună soluție din punctul tău de vedere ca să se limiteze acest fenomen? Care, după cum ai observat și tu, a crescut. Da, în primul rând, nu cred că consumatorii sunt de vină aici. Și ar trebui luat invers, de la bază. Cei care răspundești, cei care vând. Și asta ar trebui să facă poliția, în primul rând, raiduri pe care nu le fac. Efectiv, nu se fac în zonele de unde pleacă drogurile. Pentru că drogurile nu pleacă din centrul istoric. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Alexandru, bună dimineața! Bună, salut. Alexandru! Bună dimineața! Bună dimineața! Să ascultăm! Salut. Telefonul, radio încet, că ai întârziere și nu ne înțelegem. Da, da, da. Te rog, care e opinia ta? Care ar fi cea mai bună soluție? Cea mai bună soluție, măsuri drastice. Nu sunt măsuri drastice în România și legile trebuie făcute în așa fel să stopăm drogurile, chiar și jocurile de noroc. Ok, mulțumesc foarte mult. Mai avem timp? Că mai avem doar câteva secunde pentru Cristi. Bună dimineața! Au venit foarte multe mesaje, mulți sunt pentru toleranță zero, dar uite, un mesaj interesant a venit de la un ascultător care spune că Olanda este a doua lui casa. Am familie acolo din 92, am fost de zeci de ori, am locuit și muncit timp de 3 ani acolo și aveam coffee shop-ul
adică un local unde se vând legal droguri, la doar 100 de metri de casă. Niciodată nu m-a atras să intru, nu pentru că sunt ușe de biserică, ci pentru că cumva nu era fructul oprit. Și niciun prieten de-al meu olandez sau cineva din anturaj nu era client. Cred că asta e problema la noi, cu toleranța zero. Nici în Olanda nu e legalizat 100% consumul, dar cumva este acceptat tacit, aduce bani la buget și nimeni mai face pe oameni să îndrepte către ceva ce pare cool. Da, dacă vrei și părerea mea, cred că toleranța zero într-o țară atât de ușor coruptibilă ca România nu este soluția corectă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.